Scoatem din ce în ce mai mulți bani din buzunar pentru a ne achiziționa alimente, cel puțin asta spun statisticienii. În luna aprilie, prețurile mărfurilor alimentare și nealimentare au crescut cu 0,9%, în timp ce tarifele la servicii s-au ieftinit cu 0,4%. Potrivit reprezentanților Direcției Județene de Statistică, Dâmbovița, în aprilie au crescut prețurile alimentelor, cele mai mari scumpiri fiind practicate la fructe, cu 7,71% față de luna anterioară, la zahăr cu aproape 5%, la cartofi cu 4,54% și la făină cu 1,6%. În ansamblu, prețurile alimentelor au fost mai mari cu 0,9%. Constatarea statisticienilor este resimțită de târgoviștani în propriile buzunare. Mulți dintre ei spun că au fost nevoiți să cumpere mai puține produse alimentare, care sunt din ce în ce mai scumpe. Renunță la roșii și castraveți și cumpără salată și ridichi. Rata inflației în luna aprilie 2011 a fost de 0,66% față de martie 2011, de 2,83% față de decembrie 2010 și de 8,34% față de aprilie 2010. În luna aprilie, comercianții au practicat creșteri de prețuri la zahăr, făină și fructe. De asemenea, prețul cartofilor a crescut și el cu aproape 5%. Pe noi mai puțin ne afectează, suntem de la țară, mai avem câte ceva. Cumpăr rău. Mai cumpărați la fel de mult ca înainte sau? Nu. Ce nu vă lipsește dintre alimente? Păi nu lipsește cam nimic, dar sunt cam puține. Luați mai puțin? Da, da. Prețul cartofilor din nou a crescut. Scump. Cartoful e mâncare de bază la noi, la români. Este, da. Aveți cu ce să înlocuiți cartoful? Nu. Cu ce? Sunt scumpe. Cumpărați la fel de mult ca înainte sau ați mai renunțat la unul? Renunțat. Sunt pensionară și am renunțat foarte mult. De exemplu, nu cumpăr roșii și castraveți, cumpăr salată și ridichi. Și a venit vara și ar trebui să putem să ne apropiem de legume. Nu. De cartofi nu se pot însă lipsi, chiar dacă nici aceștia nu sunt prea ieftini, spun târgoviștenii. În timp ce statisticienii vorbesc despre o creștere a prețurilor la cartofi cu aproape 5%, comercianții din piețe spun că i-au mai ieftinit. Că despre mărfurile nealimentare, în aprilie energia electrică s-a scumpit cu 5,03%, iar țigările cu 1,19%. Fumatul este un viciu din ce în ce mai scump, asta au simțit-o pe propria lor piele fumătorii, care au trebuit să plătească pentru țigări cu 1% mai mult. Evoluția tarifelor la servicii a fost caracterizată în principal de scăderea tarifelor la telefon și la transportul aerian. Prețurile acestor două servicii au scăzut cu 1,7%.